Bună ziua, bun găsit, stimați telespectatori, iată-ne din nou împreună la Pașaport Cultural. De data asta putem să spunem că vom călători chiar și în afara României. Am doi invitați, prieteni buni, ei și prieteni buni ai mei, pentru că astăzi alături de noi sunt Mihai Octavian Groza, istoric, doctorand, și alături de Mihai și de mine avem onoarea să-l primim în mijlocul nostru pe părintele doctor Maxim Morariu. Trebuie să mă uit, părinte, că eu la o vreme v-am cunoscut cu numele ăsta de Mirian, sau cum se spune, iar acum sunteți prezent alături de noi în calitatea dumneavoastră oficială, atât de preot, cât și de secretar științific la Astra Sebeș, unde împreună cu președintele Astrei, domnul Mihai Octavian Groza, desfășurați și acolo o muncă la fel de grea ca și profesia dumneavoastră. Bine ați venit la Alba Carolina TV, bine ați venit la Pașaport Cultural. Bun găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Este o onoare pentru noi să ne fiți alături, mai ales că ne puteți împărtăși experiențe culturale multiple, pentru că ați călătorit mult, ați studiat mult în străinătate și fiecare experiență va fi, desigur, o lecție pentru noi cei de acasă. Aș începe cu începutul, cu ziua în care Mihai Octavian Groza l-a întâlnit pe părintele Maxim, sau invers, părintele Maxim l-a întâlnit pe Mihai, știut fiindcă împărtășiți amândoi o dragoste foarte mare pentru domeniul istoric. Mihai. Eu aș folosi un termen mai puțin ortodox, nu cred că ne-am întâlnit. Practic, părintele Maxim a dat buzna peste mine, eram în luna lui ianuarie 2013, când ne-am întâlnit pe holurile fostului Institut de Istorie din Cluj-Napoca. Eram student în anul 3, domnia sa student în anul 2 la Facultatea de Istorie a Universității Clujene și în ambianța bibliotecii ne-am cunoscut prin intermediul unui coleg de peste Prut, Gheorghe Cazacu, de altfel un prieten comun. Țin minte că tocmai publicasem primul volum, iar părintele, prin intermediul acelui coleg, mi-a solicitat un volum pentru a-l recenza în paginile unei reviste de specialitate. Și de la acea discuție s-a legat o frumoasă colaborare care, din aproape în aproape, s-a transformat într-o prietenie. De fapt, mai mult decât o prietenie, pentru că ne comportăm unul față de celălalt aproape ca frații. De la acea discuție am inițiat o serie de proiecte, o serie de volume despre care vom vorbi în această după-amiază. Am călătorit mult împreună, am ajuns să ne vizităm reciproc, eu la Salva, el pe mine la Sebeș, și să legăm o punte, să creăm de fapt o punte între aceste două colțuri ale țării noastre și să facem, de ce nu, și schimb de impresii între activitățile pe care le desfășurăm la Sebeș și la Salva. Salva, iată, Părinte Maxim, prin urmare, tânărul nostru coleg, Mihai Octavian Groza, avea deja o notorietate în rândul studenții clujene. Așa este, eu mi-aduc aminte că îl vedeam regulat la institut, tot timpul lucrând, cercetând ceva și într-un context, colegul nostru Gheorghe Cazacu mi-a vorbit despre el și am zis aș vrea să-l cunosc. Și în contextul acesta s-a evit acea posibilitate să ne întâlnim, să stăm de vorbă și s-a legat o frumoasă prietenie. Mihai spune adesea și este generos, cred eu, că eu sunt cel care l-am lipsit în chestiunile ce privesc Astra, pentru că la scurt timp după ce ne-am întâlnit și am constatat că avem pasiuni comune, noi am înființat împreună o revistă. Nu mă amintesc exact a cui a fost ideea și al cui a fost designul și numele acesta pe care l-am decis. Cred că cumva l-am decis împreună, deși n-a trecut foarte multă vreme. Dar vedeți, pentru noi timpul nu mai trece ca pentru oamenii din alte vremuri. Însă mi-aduc aminte că el a fost efectiv motorul și că momente grele în care ne gândeam că Astra Salvensis se va încheia cu următorul număr. O să și arăt la cameră câteva dintre numerele Astrei. Pentru că am ajuns la numărul 14. În momente în care noi ne gândeam că revista o să se încheie cu numărul acela, nu numai că nu s-a încheiat, ci a continuat, s-a dinamizat și apoi
sigur că între timp a reușit să mă copteze și în alte proiecte și în alte proiecte și am ajuns să facem lucruri frumoase, să cunoaștem oameni frumoși, să avem colaborări frumoase, nu numai noi între noi, ci împreună, ca o echipă, am reușit să-i capacităm și pe alții și să aducem bucurie pe fețele și în sufletele oamenilor, pentru că eu cred că și ca preot și ca istoric, vocația mea este aceea de a aduce bucurie. Vedeți, am făcut la un moment dat cercetare monografică și lucrând pe imaginea lui Grigore Pletosu, am ajuns să-i cunosc inclusiv pe ultimii strănepoți în viață ai protoiereului Grigore Pletosu, primul critic literar lui George Coșbuc. Și una dintre cele mai frumoase feedback-uri pe care le-am primit în legătură cu ceea ce am cercetat a fost bucuria acelor oameni care trăiau. Mai mult decât atât, am ajuns la strănepoată care trăiește lângă Viena. I-am spus câte lucruri am găsit despre străbunicul ei și a izbucnit în lacrimi și a zis, mi-e atât de rușine. Știți atât de multe lucruri despre străbunicul și eu știu atât de puține. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat așa, ca un fapt bucuros. Aceeași senzație am avut-o noi și în chestiunea Stricatul, când împreună cu Mihai Inițiat... Asta am vrut să zic, că și aici vă completați reciproc, pentru că astfel de pagini monografice și Mihai Octavian Groza a făcut cercetări în Sebeșul natal, așa cum dumneavoastră ați făcut la Salva, și împreună v-ați completat cumva stilul de muncă în cercetare, Mihai. Păi, el m-a contaminat cu anumite aspecte și împreună, tot la ideea lui, am editat memoriile capitanului Ilie Stricatu și apoi memoriile dedicate Marii Uniri de către locuitorii de seamă din Sebeș. Și și acolo am avut niște surprize frumoase, pentru că dacă ți-aduce aminte, a venit strănepotul, domnul Limbianu, exact. Și au mai venit câțiva oameni care erau înrudiți direct cu capitanul Stricatu și a fost așa o experiență de suflet. Dincolo de restituirea documentară, care este importantă, de partea de cercetare, sunt lucruri de suflet acestea și până la urmă, eu cred că și acestea sunt importante și le-am gândit și le-am văzut ca atare și mi-am dorit să le valorificăm și în contextul acesta. Ideea înființării Astrei la Sebeș, unde amândoi sunteți în comitetul de conducere, Mihai ca președinte, dumneavoastră părinte ca și secretar științific, a cui a fost ideea și cât de simplu sau cât de complicat a fost drumul de la idee la punerea în practică a ideii? Da, înainte de a răspunde, aș vrea să aduc o mică completare, de fapt o mică corecție. Ați spus că în momentul în care ne-am întâlnit, eu deja mă bucuram de anumită notorietate. A fost taman invers, pentru că în momentul când ne-am întâlnit, părintele, eu nu publicasem niciun articol, niciun material, doar acel volum, de care în fapt a fost un volum de restituiri documentare. În momentul în care ne-am întâlnit, părintele Maxim deja era un om în Cluj, colabora cu profesorii Facultății de Teologie și cu cei ai Facultății de Istorie, dacă nu mă înșel, aveai deja publicat monografia mănăstirii de la Salva, era prezent în paginile literare din Cluj, în Tribuna, în Cetatea Culturală. Deci reviste unde se ajungea destul de greu ca și tânăr în Transilvania, tânăr de la Sibiu. În Transilvania de la Sibiu, exact. Celebră de altfel până în zilele noastre. Deci el era un nume și eu încercam să ating marea cu degetul, așa cum se spune. Și oarecum el a constituit pentru mine un model, pentru că îl vedeam cât de aplicat era asupra cercetării, asupra scrisului și poate în subconștientul meu, dintr-un sentiment din acesta de invidie, mi-am dorit întotdeauna să fiu ca el. Hai să zicem de concurență. De concurență și mi-am dorit întotdeauna să fiu ca el și cred că i-am călcat pe urme încă din primele clipe de când ne-am întâlnit. Eu cred că ați crescut frumos împreună și că s-au împletit cumva interesele științifice ale fiecăruia și faptul că ai undeva în țară un om pe care te poți baza este mare lucru și când spun te poți baza, mă refer la faptul că, așa cum ai spus tu, Mihai, între voi s-a creat nu numai o prietenie științifică, ci și o prietenie dincolo de munca voastră de cercetare. Ceea ce noi am reușit să descoperim și cred că e important este că lucrurile pot evolua și fără să ne concurăm și fără să ne călcăm pe bătături unii pe alții de fiecare dată când avem ocazia, așa cum de multe ori se întâmplă, exact. Fără să ne invidiem unii pe alții, pentru că decât să ne criticăm unii pe alții, mai bine contribuim la progresul cercetării științifice. E un lucru pe care
știința și cercetarea științifică de astăzi încă nu l-a învățat de multe ori așa cum trebuie și e dureros pentru că noi înșine l-am trăit pe propria piele. Eu n-am fost niciodată omul care a trăit cu senzația că dacă lucrez pe un subiect, este area mea de cercetare, să vă spun o poveste. Îmi alesesem de scurtă vreme teza de licență și părintele care trebuia să-mi fie coordonator îmi spusese că a decis ca acea teză de licență, tema, aspectul monografic, să-l dea ca subiectul unei cercetări de doctorat. N-am abandonat nici ideea de licență și în același timp nu ne-am luat de gât nici cu respectivul doctorant, ci dimpotrivă am legat și cu dânsul o prietenie frumoasă și datorită acelei întâmplări fericite, aș zice, noi am ajuns să edităm o carte pe care Mihai de curând a recenzat-o și anume Publicistica lui Grigore Pletosu. A fost rodul unei colaborări pe care nu am avut-o, pentru că în momentul în care amândoi am ales același subiect. Eu m-am dus pe nișa mea de cercetare și am analizat biografia lui Grigore Pletosu din perspectiva spiritualității. Părintele respectiv a realizat o monografie istorică foarte bine documentată, după părerea mea, și împreună am colaborat pentru că, în fapt, ceea ce ne doream nu era să ieșim noi atât de mult în evidență, cât să-l readucem în atenție pe Grigore Pletosu, care era important. La fel cum am încercat la un moment dat să facem și cu Vasile Moga, nu doar noi, ci într-o formație mai mare, și la un moment dat unii sau alții au simțit că ar trebui să aibă monopolul pe o anumită arie de cercetare. Eu nu cred că lucrurile trebuie văzute așa, eu nu cred că în chestiuni ce nu țin de etica deontologică, de plagiat sau de alte lucruri, trebuie să avem orgolii. Dimpotrivă, este important să scoatem la iveală chipul unei personalități și să colaborăm. Întotdeauna Mihai, dacă are un document și lucrează pe o anumită temă și știe că cineva mai lucrează pe o anumită temă, îl sună și îl pune în legătură. De ce? Poate că ar trebui să spunem și asta, pentru că așa era profesorul Nicolae Bocșan, mentorul lui Mihai. Din păcate, eu nu mă pot lăuda că profesorul Bocșan mi-a fost mentor, deși am colaborat în ultima parte a vieții dânsului destul de bine, dar n-am avut această apropiere, pentru că eu eram mai mult aplecat înspre latura teologică la vremea respectivă, însă el este cel care a ucenicit cu adevărat pe lângă profesorul Nicolae Bocșan și așa am învățat. Eu de multe ori îmi ziceam că dacă în Rai există încă un sfânt care fumează pe lângă Maria Scopțova, acela trebuie să fie profesorul Bocșan. Am mai discutat despre domnul profesor, noi am mai avut o întâlnire cu Mihai și chiar i-a făcut un portret extraordinar de frumos domnului profesor, care știu că de acolo de sus se bucură că a avut astfel de ucenici care nu l-au uitat și care îi duc memoria mai departe. Revin la întrebarea mea, cât de trudnic a fost drumul de la idee la realizarea Astrei, pe care împreună ați pus-o cumva pe picioare la Sebeș? Drumul nu a fost foarte lin, ca să fiu cât se poate de elegant. Eram tineri masteranzi și în urma unei discuții, în vacanța de vară, s-a născut ideea reactivării, de fapt, despărțământului Astra la Sebeș. Noi mai discutasem în prealabil despre Astra, fusesem la Năsăud, la Salva, la Năsăud, unde există un centru puternic astrist, și am intrat în contact cu ideile, proiectele pe care aceștia le implementau acolo și mi-am dorit să fac același lucru și pentru Sebeș. Știam că au existat câteva tentative de reactivare a despărțământului la Sebeș, din motive care îmi scapă, acele tentative nu s-au soldat cu reactivarea Astrei la Sebeș și ne-am gândit că merită să încercăm să reluăm acele demersuri. Am creat o echipă, pentru că inițial trebuie să-ți formezi un nucleu de minim 15 persoane ca să poți pune bazele unui despărțământ astrist. Am format acel nucleu, format în mare parte din colegi, masteranți sau studenți de la Universitatea din Cluj. Mai apoi, acelui grup s-au alăturat și o serie de sebeșeni, oameni de cultură, scriitori, profesori, istorici și așa mai departe. Și în toamna lui 2014, în 14 septembrie 2014, am reușit să organizăm adunarea generală de constituire a despărțământului. Chiar dacă pusesem bazele despărțământului, eram oarecum speriați, pentru că nu știam cum să coordonăm activitatea unui ONG, că până la urmă asta este o asociație non-guvernamentală, nu știam care sunt modalitățile de aplicare pentru o finanțare nerambursabilă, cum se scrie un proiect de finanțare, dar din aproape în aproape ne-am învățat unul pe altul, am fost niște
autodidact din acest punct de vedere și am reușit să creștem Astra la Sebeș, să dezvoltăm proiectele noastre și cred că am ajuns într-un punct în care ne putem lăuda că suntem una dintre cele mai vizibile asociații pe plan local. Și cred că nu numai prin revista noastră avem și o vizibilitate, o oarecare vizibilitate internațională. Mă, greutatea cea mai mare a căzut pe umerii lui Mihai, pentru că el a avut de furcă cu morile de vânt la început. Știți ce înseamnă să începi o asociație, să fii un tânăr pe care nimeni nu dă doi bani la început? Pentru că așa este în societatea românească, să ajungi, să nu știi cum să faci un astfel de lucru, să trebuiască să înveți totul de la zero și apoi să demonstrezi că ai reușit să asumi și să înveți anumite lucruri într-un timp mai repede decât au făcut alții acest lucru. A fost cu siguranță o provocare, dar eu zic că a meritat efortul. Uitați-vă doar la ce înseamnă anuarul Astra Sabesiensis, la ce înseamnă volumele pe care Astra de la Sebeș le-a publicat, la taberele acasă la noi, pentru că am avut două tabere, la activitățile regulate, la conferințele centenar, la faptul că datorită Astrei la Sebeș a poposit președintele Academiei, a poposit academicianul Bolovan, părintele Ioan Chiril, președintele Senatului Universității Clujene, au fost atât de mulți oameni de prim rang ai culturii române și nu numai, au fost oameni din străinătate care au vorbit, au fost români de dincolo de Prut care nu se vor dezrădăcina datorită Astrei de la Sebeș și cred că asta este mulțumirea cea mai mare, dincolo de ceea ce noi am încercat să facem după aceea pentru restituirea patrimoniului cultural local la nivel documentar. Pentru că și acesta este un aspect important. Dar a fost o luptă extraordinară, nu l-am întrebat niciodată, pentru că am intuit parțial câte nopți nedormite a avut Mihai, cât de greu i-a fost la început, efectiv, cu chestiunile birocratice, pentru că în societatea românească, problema cea mai mare, să mă iertați dacă greșesc, o reprezintă, după părerea mea, birocrația. Hârtiile. Dacă nu te îngroapă hârtiile, ai șansa să faci orice altceva. Și pentru noi, partea de birocrație a durat mai mult și a fost mai dificilă decât scrierea unui text științific de primă mână sau decât indexarea revistei, pentru că Astra Sabesiensis, anuarul pe care după aceea Astra de la Sebeș l-a înființat și pe care îl ducem în paralel cu revista pe care ne-am înființat-o la Salva și care a trecut și ea în patrimoniul Sebeșului, pentru că am reușit la Sebeș să obținem și parte de finanțare pentru publicare și colaborări și umbrelă instituțională. Ceea astăzi, ce iarăși este foarte important. E extrem de important. Și un despărțământ Astra este foarte important și văd că merge curent în zona aceea ca fiecare despărțământ să câștige, să zic așa în ghilimele, încrederea unei instituții care, așa cum spunea părintele, să fie umbrelă. Noi nu avem neapărat o umbrelă în sensul că suntem puși sub platoșa cuiva, ci am obținut bagajul instituțional și finanțarea necesară pentru tipărirea unei reviste care apare în condiții grafice extraordinare și apoi este indexată în diferite baze de date internaționale care permit ca ea să ajungă la biblioteci mari, la Harvard, Cambridge, Oxford, Hamburg, Halle. Asta a fost miza noastră. Pe urmă, găzduim în paginile anuarului Astra Sabesiensis texte în limba engleză, în limba română, în limba germană, scrise de cercetători din țară și din străinătate, la fel cum găzduim și în celălalt. Acesta este însă un anuar dedicat strict cercetării istorice, în vreme ce Astra Sabesiensis, care apare de două ori pe an și câteodată are și numere speciale, este mai permisivă pentru că avem acolo și cercetări de pedagogie, este o revistă de istorie și cultură și atunci avem și pedagogie și teologie. Aici, în schimb, avem doar parte de istorie și Mihai s-a ocupat să existe numere tematice și mai mult decât atât a reușit să adauge Astrei Sabesiensis un aspect de plus valoare extraordinar și anume o monografie MOGA. Nu mai exista o monografie MOGA din momentul în care Sebastian Stanca, undeva în perioada interbelică, 38. în 1938 și-a susținut teza de doctorat, iar acea monografie era de mult depășită în ciuda valorii ei și în acest context să ai un volum din acesta, o cărămidă de aproape 600 de pagini în care să fie reevaluat istoriografic MOGA, să fie readus circuitului de cercetare. Și mai mult decât atât, demersul editorial să fie însoțit de către acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare episcopului care este originar din urbe, a fost o mare reușită și a fost marcat evenimentul prin prezența mitropolitului Laurențiu de la Sibiu, prin prezența înalt-preasfințitului părinte Irineu, a unor oameni de știință, adică a fost ceva care cu adevărat a pus Astra de la Sebeș pe harta culturală transilvaniană și românească.
Și nu numai, odată ce revista iese în marile instituții din lumea aceasta și în marile biblioteci, înseamnă că deja putem vorbi de și este citată, o harta Europei. Este citată, asta e un aspect important, pentru că de foarte multe ori revistele sunt bune, apar, sunt distribuite acolo unde trebuie, dar în spațiul nostru științific, ceea ce dă valoare unui anuar istoriografic de Taria Astrei Sabesiensis, o reprezintă numărul de citări și includerea în diferitele anuare istoriografice care există și care sunt coordonate obicei fie de Academia Română, fie de diferitele institute de cercetare care fac metronomie științologică. Emilia Astra Sabesiensis, de la primul număr, se găsește în anuarul istoriografic al României, se găsește în marile periodice, este citată în cercetările istorice, este vizibilă, este recenzată, este prezentată. Și asta ne face să ne dorim să mergem înainte și să sporim calitativ și să continuăm în aceeași notă profesionistă și cu aceeași severitate. Vreau să vă spun că Astra Sabesiensis este un anuar extrem de selectiv. Eu sunt secretar de redacție și știu asta, la fel de bine cum o știe și Mihai, se primesc foarte multe materiale, dar din ceea ce se primește se publică relativ puțin, un procentaj de până la 30%, așa cum se întâmplă cu marile anuare, dintr-un motiv extrem de practic. Vrem să publicăm ceea ce este foarte bine scris, ceea ce este extrem de bine gândit, extrem de bine maturat la nivelul cercetării istorice. Și extrem de bine documentat, cu o bibliografie serioasă, bănesc, în spate. Ceea ce va rămâne, pentru că, până la urmă, scopul unui astfel de anuar este să producă cercetări care vor dezvolta ulterior lucrări de specialitate și chestiuni care vor rămâne. Mihai, la ce număr suntem cu acest anuar și dacă poți să ne dezvolui câteva nume importante ale celor care și-au dorit să fie publicați în acest anuar? Desigur, am ajuns în anul 2019 la cel de-al cincilea număr, plus la care se adaugă suplimentul dedicat episcopului Vasile Moga și sperăm că anul acesta, puțin mai devreme, pentru a pregăti, așa cum se cuvine, sosirea invitațiilor pentru adunarea generală a Astrei la Sebeș, să publicăm cel de-al șaselea număr. Am avut șansa ca în 2015 să cunosc, prin intermediul manifestărilor științifice la care am luat parte, o serie de cercetători, cadre universitare din afara României, cărora le-am vorbit despre Astra și despre ideea publicării unui anuar științific al Astrei. Vreau să vă spun că cele două publicații pe care le aveți pe masă, Astra are o sumedenie de publicații culturale, însă cele două sunt singurele reviste științifice, strict științifice, ale asociațiunii Astra. Le-am vorbit despre ideea publicării, editării unui anuar la Sebeș, m-au susținut, m-au încurajat. Să le mai denumim o dată ca să Astra rămână bine. Astra Salvensis și Astra Sabesiensis. Astra Salvensis apare la Salva și Sabesiensis la Sebeș. Numele latinizant al celor două localități. Cum am spus, aceste personalități m-au încurajat să inițiez proiectul editării unui anuar științific la Sebeș. Au acceptat și ideea alăturării comitetului științific al publicației. Vreau să vă spun că cele două publicații apar sub controlul strict al membrilor comitetului științific, personalități de prim rang în materie. Așa am ajuns ca în comitetul științific a revistei să-l avem pe profesorul Harald Hebner de la Universitatea din Graz, pe doamna profesoară Lombardi de la Universitatea din Pisa, pe Oliver Schulz de la Paris, pe domnul profesor Bocșan, Dumnezeu să-l ierte, pe domnul profesor Mârza de la Alba Iulia, pe domnul profesor Cârja de la Cluj, pe doamna profesoară Ana Victoria Sima și așa mai departe, nume care asigură, prin evaluarea strictă, severă a materialelor, calitatea acestor publicații. De-a lungul vremii, de-a lungul ultimilor 5 ani, de când edităm acest anuar, am avut parte de colaborări dintre cele mai frumoase, pornind de la domnul profesor Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei, de la domnul profesor Bocșan. Nicolae Bocșan, domnul Iacob Mârza, doamna profesoară Greta Monica Miron de la Universitatea din Cluj, mai tinerii noștri colegi, Mircea Gheorghe Brudan, Lucian Turcu, cercetătorii ai institutelor Academiei din Cluj sau
profesori ai Facultății de Istorie și Filozofie din Cluj, plus colegii noștri din alte centre universitare, de la Sibiu, de la Târgu Jiu, de la Iași, de la București. Aș aminti-o pe doamna profesoară, doamna conferențiară universitar, dr. Valeria Soroștineanu, de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Cred că domnia sa este cel mai apropiat colaborator a revistei noastre, încă de la primul număr colaborează cu studii și materiale pentru revista Astra Sabesiensis. L-aș aminti și pe colegul Ionel Moldovan de la Iași, iarăși un cercetător foarte, foarte performant, a plecat asupra studiului documentului de arhivă, pe colega Gabriela Margareta Nisipeanu de la București, care iarăși face parte din bordul editorial al revistei și asigură tot ceea ce înseamnă parte de scriere de proiecte în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile, plus alți colegi care l-aș aminti și pe cei doi prieteni dragi nouă, pe părintele profesor Florin Dobrei de la Universitatea din Arad și pe părintele lector Daniel Alic de la Universitatea din Reșița, Universitatea Eftimie Murgu din Reșița, care din 2017, dacă nu mă înșel, colaborează permanent cu publicațiile noastre. Sunt nume de prim rang în cercetarea științifică istorică din România. Le sunt recunoscător pentru sprijinul pe care ni-l acordă, pentru colaborare, pentru că la început publicația noastră a pășit timid în ceea ce înseamnă munca de indexare în bazele de date internaționale. Am început cu bazele europene, apoi ne-am extins spre cele cu destinație internațională și știți cum sunt criteriile de evaluare în zilele noastre. Toți țintesc spre un anumit nivel și publică doar în reviste de un anumit nivel. Dar au acceptat, au îmbrățișat ideea noastră și ne-au ajutat cu materiale și le suntem recunoscători pentru colaborare și pentru prietenie și sperăm că îi vom avea alături de noi și în anii care vor urma. Sperăm să ajungem la numărul 10. Revista Astra Salvensis a depășit deja numărul 10. Este în patrimoniu Bibliotecii Naționale a României și sperăm că vom fi sănătoși să ducem și proiectul de la Sebeș la numărul 10 pentru a-l include în patrimoniul Bibliotecii Naționale a României. Dacă Mihai ne-a vorbit atât de frumos despre Astra Sabesiensis, pe dumneavoastră, părinte, o să vă rog, pentru că pe Mihai telespectatorii noștri îl cunosc atât din activitatea lui de zi cu zi, activitatea profesională, cât și prin faptul că a mai fost prezent la emisiunea noastră, pe dumneavoastră vă cunosc mai puțin telespectatorii. Și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre parcursul dumneavoastră de studiu și profesional și apoi să vorbim puțin și despre Astra Salvensis și numele care au tipărit în ea, având, așa cum ați spus, un pic alt profil. Este o revistă care se adresează și istoricilor, dar și oamenilor de cultură. Acum, despre parcursul meu academic, cred că v-ar putea vorbi Mihai cu mult mai multe claritate decât mine, pentru că de fiecare dată când am nevoie de un CV actualizat, Mihai este cel care știe exact anumite lucruri mai bine decât le știu eu și îl sun și îl întreb. Atunci o să-l lăsăm pe el să ne spună și să vorbim despre Astra Salvensis. Da. Tot o revistă Astrei, dar puțin de altă factură. Astra Salvensis e o idee pe care noi am avut-o în 2013. Acesta este primul număr, dacă nu mă înșel. E destul de subțirel. Nu, cel pe care îl țineți dumneavoastră este primul număr. Facem este, schimb. Da, este destul de subțirel în raport cu ceea ce vedeți în ultimul număr, numărul 14, și acum pregătim numărul 15. Ceea ce este interesant este că am pornit destul de timid în editare, așa cum a spus Mihai. Ea s-a dorit o revistă de istorie și cultură, întrucât am vrut să punem la oaltă și cercetări teologice și cercetări istorice la început. Între timp s-au adăugat și cercetări din spațiul pedagogic și ne-am bucurat că rând pe rând foarte multă lume și-a propus să ne ajute. Și așa am reușit ca atunci când am pus la punct Comitetul Științific să avem un academician, pentru că domnul Mihai Șora s-a alăturat inițiativei noastre și chiar a salutat-o începând cu numărul al doilea, iar ulterior
am reușit să avem un comitet științific aparte. Eu am fost un om care a călătorit destul de mult, așa cum a fost și Mihai, și peste tot pe unde am fost, am popularizat ideea de revistă și oamenii din străinătate s-au arătat chiar mai receptivi decât ai noștri. Și așa am ajuns să avem în paginile noastre profesori care predau la Universitatea Pontificală din Roma, la diferite universități din întreaga lume, la New York, în spațiul rusesc, în spațiul ucrainian, în Republica Moldova, unde avem colaborări frumoase, la Belgrad, din spațiul austriac, din spațiul german, de pe aproape toate continentele, inclusiv colaboratori din Africa, pentru că având foarte mulți prieteni, am popularizat ideea și sigur că unii dintre ei ne-au trimis texte și articole. N-am reușit să-i publicăm pe toți, fapt care ne-a creat la un moment dat și anumite disensiuni, și nu ne dorim să publicăm pe toți, ci ne dorim să publicăm pe cei mai buni și lucrările de cea mai mare importanță. Ca fapt divers, zilele trecute am primit un telefon, un domn care mi s-a prezentat și care e interesat să publice la noi. N-am fost foarte atent, eram stresat, eram în examene, mă pregăteam să intru la un examen la Roma și după aceea i-am dat adresa de e-mail și zic, vă rog, scrieți-mi dumneavoastră ce doriți să facem pentru dumneavoastră și încercăm să rezolvăm problema. Mi-a trimis mesaj, de fapt era ambasadorul României la Malta, în Republica Moldova și la București, profesorul Lino Bianco, era interesat să publice și dânsul, sigur, noi am dorit și dânsul a fost de acord să-l punem și în comitetul științific și urmează să ne submiteze pentru evaluare un articol. Nici măcar faptul că este diplomat și că este un profesor cunoscut nu-l scutește de procesul peer review și de posibilitatea respingerii articolului, să ne înțelegem, dar este un fapt bucurător și onorant și la fel este un fapt bucurător să vedem regulat că cercetători din America Latină, din Statele Unite, din Anglia, citează texte care s-au publicat la noi, texte de pedagogie, texte de teologie, textele noastre de multe ori. Este un fapt îmbucurător. Ama, faptul că numărul de articole din ultimele numere a fost cu precădere în limba engleză a făcut să crească și vizibilitatea pe plan internațional a revistei noastre, ceea ce vom încerca, sper în curând, să facem și cu Astra Sabesiensis, să publicăm cât mai mult în limba engleză, să încurajăm textele scrise, dar scrise bine în limba engleză, așa fel încât să contribuim prin aceasta și la valorificarea patrimoniului cultural românesc într-o limbă de circulație internațională. Asta ar fi un lucru important și denotat și asta se poate face cu o echipă tânără ca noi și ca cei cu care colaborăm, cu o echipă de traducători buni, pentru că suntem în colaborare cu niște oameni care se ocupă de aranjarea abstractelor, de verificările de limbă, de chestiune tehnoredactare și vom încerca să punem la punct. Pentru mine a fost atunci o bucurie să mă gândesc o revistă care apărea la Salva, pentru că apare în parteneriat cu Sebeșul abia din 2015, stătea față în față cu revistele universităților, în condițiile în care eram doi voluntari care se ocupau de ea și o revistă universitară are o armată de oameni plătiți pentru a face strict parte de revistă. Și noi am intrat la vremea respectivă în 2017 sau 16 în Scopus, iar Scopusul este o bază de date care alături de Web of Science face metronomie scientologică și la vremea respectivă în România erau 12 reviste indexate Scopus, acum cred că sunt 16 sau 17, în condițiile în care orice universitate și-ar dori să aibă cel puțin o revistă indexată Scopus. Și noi suntem o revistă care am început la Salva din dorința a doi tineri studioși de a scrie lucruri frumoase și de a înființa un periodic cultural. Îmi spunea Mihai venind, așa mai glumă, mai serios, că suntem titori de revistă. Mai mult el decât mine, pentru că el mai are și Astra Sabesiensis, mai are și alte reviste la care a contribuit. Dar e un lucru frumos și e un lucru pe care nu l-am făcut atât de mult pentru noi, ci pentru că ne-am dorit ca ea să devină o platformă în care să se poată prezenta idei, să se poată crea dezbateri, să se poată valorifica anumite contribuții istoriografice și întotdeauna, oricât de mult a evoluat Astra Sabesiensis, niciodată n-am neglijat partea de istorie orală și de patrimoniu local, de istorie locală și de patrimoniu local. Pentru că am ținut ca ea să nu-și piardă amprenta aceasta. E adevărat, am dezvoltat secțiunea pedagogică cu tot felul de cercetări scrise de oameni din afară. Am dezvoltat secțiunea istorică cu cercetători care ne-au trimis texte dedicate diferitelor perioade. Am dezvoltat secțiunea de relații internaționale, pentru că la vremea respectivă am avut colaboratori și articole dedicate acelei tematici. Am căutat oameni care să recenzeze. A fost un proces nu întotdeauna foarte ușor. Și partea teologică, pentru că, fiind domeniul meu, am avut atât de mulți oameni care mă puteau ajuta și care au fost interesați. Așa se face că, v-am spus, avem profesori care predau la Universitatea Pontificală din Roma, avem profesori care predau la Belgrad, avem profesori care predau la Graz, avem profesori de la Berlin, avem atât de mulți oameni din străinătate care
sunt membri în comitetul științific și pe care îi deranjăm din vreme în vreme cu câte un text pentru recenzare, știți că este acest proces double blind peer review, se șterge numele autorului, se trimite articolul, se atașează un formular de recenzare și se pot atașa după aceea și comentarii privitoare la conținutul articolului sau la aspecte din acestea de natură stilistică sau de tehnoredactare. E o activitate destul de apăsătoare, care se face în mod voluntar și pe care o facem cu cea mai mare plăcere și care ne motivează să mergem mai departe. Mai multe despre greu editării revistei vă poate spune Mihai, pentru că din cele 15 numere, cred că vreo 10, din cele 14 pe care le-am scos, cred că vreo 10 au fost editate de el în calitate de redactor șef și eu am fost doar veriga secundară care s-a ocupat de mici chestiuni de tehnoredactare, de parte de peer review atunci când a fost cazul și de mici aspecte tehnice, însă greul l-a dus el și cooperările internaționale a trebuit să le suporte el și de multe ori oamenii și din țară și din străinătate devin foarte virulenți atunci când există o critică, fie ea și de natură științifică. Ceea ce nu e foarte plăcut, dar cineva trebuie să facă și asta. Acum, eu ascultând numărul pe Părintele Maxim, deja văd așa harta lumii, unde apare tot câte un beculeț, că și acolo a ajuns una din revistele voastre și așa cu o undă de umor mă gândeam ce-o zice oamenii aia când văd Salva, unde o mai fi și asta, sau când văd Sebeșul, unde o mai fi și asta pe harta lumii. Iată că prin revistele acestea editate de Astra, voi faceți, exact cum a zis și Părintele Maxim, faceți și o reclamă pentru localitățile din care fiecare veniți și aduceți în atenția lumii tradiții, obiceiuri, societatea de astăzi, istoria acestor două localități, necunoscute, sunt convinsă, în multe din locurile unde acum revista ajunge. Părintele a rostit câteva centre universitare puternice și mă întrebam, pentru că am regăsit aceleași localități și în CV-ul domniei sale, mă întrebam dacă faptul că revista a ajuns acolo are legătură cu faptul că domnia sa a studiat și a studiat în acele localități și revin la o scurtă descriere a parcursului profesional, pentru că, la fel ca și la tine, Mihai, CV-ul domniei sale are foarte multe pagini și atunci ne rezumăm la a prezenta ceea ce este cel mai important din CV-ul respectiv. Sigur. Părintele Maxim Morariu este, cum să spun, o personalitate plurivalentă. Este scriitor, eu vroiam poet. Să întreb dacă întâi a fost psihologia sau întâi a fost teologia sau ce a fost întâi istoria sau ce a fost întâi. Și pe urmă istoria. Este scriitor, poet, teolog, istoric, doctor în teologie. A fost unul dintre studenții eminenți ai Universității Clujene, mai întâi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, mai apoi la Facultatea de Istorie și Filozofie din Cluj, absolvite în anul 2014 și 2015. A fost șef de promoție al facultății de al generației sale la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. A urmat un master în teologie, un master în istorie, un joint master în parteneriat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea din Graz. A urmat un doctorat strălucit în cadrul școlii doctorale Isidor Todoran a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, încununat cu obținerea titlului de doctor în teologie, doctor summa cum laude, obținut cu calificativul maxim, după cum și numele este predestinat, în toamna lui 2019. În prezent este masterand al Universității Pontificale Angelicum din Roma și doctorand. Urma să menționez și acest aspect. Acesta fiind cel mai important, este doctorand, proaspăt doctorand al Universității Pontificale Angelicum din Roma, fiind printre puținii ortodoxi care au obținut dispensă pentru
a studia în cadrul acestei prestigioase instituții de învățământ superior, dacă nu mă înșel, în ultimele 3 decenii este singurul care a obținut o astfel de dispensă și sperăm ca și acest doctorat să fie încununat de succes. Acum, în buna tradiție a studiilor universitare din perioada medievală și perioada premodernă și chiar și modernă, Părintele Morariu a avut un parcurs destul de interesant, urmând exemplul acelor tineri studioși din perioada medievală și modernă, care pentru a-și desăvârși studiile făceau o călătorie de inițiere prin cele mai importante centre ale Europei. Așa că, în buna tradiție a peregrinației academice, Părintele Maxim a studiat în diferite centre universitare și nu numai ale Europei, pornind din Serbia, Austria, Graz, Slovacia, dacă nu mă înșel, Elveția, Franța și în cele din urmă Roma, Italia. A urmat o serie de programe de studiu, cum am vorbit despre acel Joint Master cu Universitatea din Graz, un program de specializare în Serbia, la Belgrad, unde a avut ocazia să-i cunoască pe profesorii de facultății de teologie de la Belgrad, care ulterior au devenit colaboratorii noștri la publicația Astra Salvensis. A călătorit și a studiat în Franța, unde a reușit să-i atragă pe colegii noștri din Franța în echipa științifică și editorială a publicației, la Geneva, de unde iarăși ne-a adus o serie de colaboratori, iar acum la Roma, unde tocmai v-a menționat numele celui mai recent colaborator al nostru. Cum am spus, este o personalitate polivalentă, pentru că de-a lungul anilor a publicat atât istorie, cât și teologie, dar și literatură. Este un poet extrem de talentat. Dacă nu mă înșel, în anul 2018 a publicat cel mai recent volum de versuri, un volum bilingv de versuri român-englez, intitulat foarte, foarte sugestiv Apatheia, prefațat de unul dintre membrii Uniunii Scriitorilor din România, de domnul Cornel Udrea, celebrul umorist Cornel Udrea Clujan, de la Cluj-Napoca, prietenul nostru drag. Cum am spus, este o personalitate și mă pot mândri cu faptul că îmi este prieten și colaborator de atâția ani și mă bucur și mai mult de faptul că, deși a călătorit mult, a avut ocazia să studieze cu mari personalități ale mediului academic românesc și european, nu și-a uitat originile, nu și-a uitat prietenii și ori de câte ori apelez la sprijinul domniei sale, îmi stă alături, mă susține atât cât timpul îi permite și de multe ori mie îmi place să-i spun că mă suportă cu ifosele mele de mare editor. Nu e adevărat, eu sunt cel care e suportat de Mihai, pentru că de multe ori se întâmplă să nu am timpul fizic necesar sau să nu am dispoziția necesară și dau așa senzația. Nu știu ce să zic, părinte, pentru că noi ne-am cunoscut într-un proiect mititel de tot, că în momentul în care mi-a spus Mihai că sunteți aici la Sebeș, nu mai zic că sunteți în România, că sunteți la Sebeș, acasă la Sebeș, mi-a spus, uite, ce-ar fi să-l invităm și pe Părintele Maxim? Eu, necunoscându-ne personal, dar cunoscându-vă activitatea, m-am gândit, băi, nu cred că o să vină Părintele într-un proiect atât de mic, atât de modest, într-o școală la țară, cu copii foarte mici, cum o să le vorbească o asemenea personalitate, o să poată să coboare la nivelul copilor. Ei, toate temerile acestea mi-au fost înlăturate în momentul în care le-ați vorbit copiilor și i-ați captat cu mult interes, v-au ascultat atât copiii cât și bunicii prezenți acolo în sală și subscriu la ce a zis Mihai, chiar scrieți o poezie foarte bună, am ascultat atunci și un poem recitat de dumneavoastră din propria creație. Obișnuiți să mergeți și acasă la Salva, în comunitatea din care ați plecat și unde o vreme ați păstorit?
Da, de Salva mă leagă multe lucruri, cum mă leagă și de Sebeș, și sunt acele aspecte de suflet la care țin foarte mult, cum sunt întâlnirile cu Mihai, pentru că de când sunt plecat la studii n-a fost vacanță să nu vin până la Sebeș și nu este vacanță să nu mă duc până acasă. Și sunt câțiva oameni pe care țin neapărat să-i văd, fie că plouă, fie că e zăpadă, fie că am timp, fie că n-am timp. Mihai Groza e aici de față și el vă poate mărturi, vă poate certifica asta. Și apoi mai există profesoara mea de suflet, doamna Ana Filip de la Salva, este în fapt cea care ne-a contaminat pe amândoi cu sentimentul astrist. Și de obicei și Mihai, atunci când are răgazul necesar, își face timp să vină să o viziteze pe doamna Filip și o mare bucurie și o mare onoare. Noi am reușit în 2018 cu eforturi comune să o facem cetățean de onoare și să-i dedicăm un volum aniversar. Dânsa a fost profesor de gimnaziu, n-a fost un om cu ifose universitare, n-a avut nici răgazul necesar, a avut și o viață destul de grea, dat fiind faptul că socrul dânsei a fost președintele PNC-ului în localitatea Salva și a fost extrem de persecutat. Soțul a avut mai mult de suferit decât a avut dânsa, dar nici dânsei nu i-a fost viața foarte ușoară. Și atunci ea a rămas profesorul acela de la țară, director de școală, om cu două facultăți, cu oarecare activitate publicistică, pe care noi îl respectăm și îl apreciem pentru ceea ce a reușit să facă în sufletele noastre. La fel se întâmplă și la Sebeș. Nu s-a întâmplat niciodată ca Mihai să mă convoace la un eveniment și să refuz. Și de câte ori vin la Sebeș, sunt câteva persoane de suflet pe care țin să le vizitez și sunt câteva locuri de suflet pe care țin să le vizitez, pentru că eu cred că dincolo de tot ceea ce facem noi la nivel academic, chestiunile care ne dau cu adevărat valoare și pace în suflet sunt acestea mărunte, bucuriile mărunte de zi cu zi. Da, mă bucur și de faptul că am texte publicate în primele 50 reviste din lume pe teologie, nu, în Ecumenical Review de la Geneva, în Anuariul de la Istoria de Iglesia de la Navarra, am la New York, am la Londra, dar dincolo de lucrurile acestea, chestiunile acestea mici, și de fiecare dată când mă întâlnesc cu tineri, cum sunt cei de la DAIA, mi-aduc aminte de mine, știți, eu am fost copil de la țară și rămân copil de la țară și de câte ori mă duc acasă, mă regăsesc foarte bine în universul acela și mi-aduc aminte când și la noi veneau oameni de seamă ce mult a contat prezența lor acolo. Eu nu sunt nici pe departe un om de talia celor care ne-au vizitat pe noi la Salva, pentru că am avut privilegiul acesta, doamna Filip fiind mereu între intelectuali. La noi veneau tot felul de profesori, de academicieni, venea profesorul Marga, venea profesorul Maior destul de des la școala din Salva, aveau câte o conferință și pe noi asta ne-a motivat și mă gândesc că e important contactul acesta cu lumea culturală pentru formarea viitoarelor generații. Nu trebuie să existe o prăpastie între ei și noi, de aceea și rolul ASTRE-i va fi să reînnoade acest contact care exista pe vremuri între lumea aceasta academică, fără să piardă din vedere cercetarea științifică de prim rang, și lumea aceea a satului și a școlii în care se plămădesc, care este creuzetul, dacă vreți, al formării viitoarelor valori în spațiul cercetării și în spațiul culturii române. Și asta se poate face și la nivel de ASTRA Sebeș, cum se face, și se va putea face, sper eu, și la nivel de ASTRA Centrală, și îmi doresc asta, cu un președinte tânăr care vine să schimbe anumite lucruri și care e capabil să comunice și cu unii și cu alții, pentru că s-a format într-un anume fel, pentru că este în legătură și cu o parte și cu alta a spațiului academic. Eu nu cred că nu putem numi școala de la DAIA ca fiind parte a mediului academic. E adevărat că la alte proporții, poate, decât Universitatea din Cluj sau Academia Română, dar cineva sau ceva trebuie să constituie liantul care unește cele două instituții. Pentru că dacă Academia Română scrie doar pentru oamenii aceia de prim rang ai culturii, și-a pierdut menirea ei, rolul Academiei Române, rolul ASTRE, rolul acestor instituții este acela, pe de o parte, de a conserva anumite valori, de a tezauriza ceea ce există deja ca și patrimoniu istoric, material, imaterial, documentar și așa mai departe, și pe de altă parte este acela de a îl face accesibil celor care vor veni mâine și vor forma societatea contemporană. Și aceia, la rândul lor, vor trebui să se găsească în contact cu mediul academic, să se simtă motivați și să-și dorească să citească un document, să ia parte la experiențe culturale de prim rang. Și noi suntem cei care putem să facem aceasta, cum o faceți dumneavoastră la bibliotecă, la centru cultural, cum o face Mihai, cum încerc câteodată să mai fac și eu, cum încercăm câteodată să mai facem și la biserică. De foarte multe ori și biserica trebuie să-și amintească faptul că ea a constituit, dacă vreți,
Infrastructura în care Astra și-a permis să întâlnească oameni și să contribuie la emanciparea culturală. Marile conferințe ale Astrei s-au ținut în biserică și la biserică și de aceea, înainte să plec la Roma, am fost o vreme duhovnicul Mănăstirii de Maici de la Sfânta Elisabeta de la Cluj. Și pentru că era anul centenar, am organizat în fiecare lună o conferință dedicată centenarului Marii Uniri. Am preferat să-mi jertfesc predica din acea duminică și să chem un istoric de talia lui Mihai, sau de talia lui Mihai Răzvan Neagu de la Turda, și alții asemenea lor să le vorbească celor de față despre contribuția bisericii la evenimentul Marii Uniri. Am considerat că este rodnic și folositor să nu rupem acest contact al bisericii cu societatea, pentru că biserica este ceea ce este datorită societății și a fost ceea ce a fost în istorie datorită modului în care a știut să fie de folos societății, să contribuie la evoluția societății. De aceea, Mihai știe mai bine, deși uneori îmi este greu în spațiul ecleziastic să vorbesc despre astfel de lucruri, o fac cu jertfa și cu eforturile necesare și în ultima vreme am avut și oarecare rezultate care mă fac să fiu bucuros și îmi dau speranță că mai putem face încă ceva, să creăm punți de legătură, să punem oameni în contact. Până la urmă, nu o să surpăm noi lumea și nu o să revoluționăm noi un sistem și un mod de gândire, poate, dar dacă reușim să schimbăm ceva la nivel micro, am făcut un pas. Și dacă mai vine cineva și mai face un pas lângă noi sau împreună cu noi, parcă totuși ceva s-a schimbat. Părinte, sunt convinsă că și domnul Acu a avut în vedere aceste lucruri, că este momentul ca la conducerea Astrei la nivel național să vină un tânăr care, așa cum ați spus, să aibă puterea de a împinge mult mai departe ceea ce este Astra în acest moment. Sunt convinsă că de asta dumnealui a ales să facă în acest an un pas în spate. Și la fel de tare sunt convinsă că în evenimentul ce va urma în acest an la Sebeș vor fi prezente multe nume importante și că v-ați gândit deja la un program extrem, extrem de ofertant. Pentru că urmează un eveniment important pentru Astra Sebeș. Așa este, dar aș prefera să vă vorbească organizatorul despre acest eveniment, pentru că el se străduiește. Acum nu știm exact dacă domnul Acu va face pasul în spate sau dacă își dorește să fie acompaniat în eforturile dânsului de a conduce, pentru că domnul Acu a fost un președinte extrem de bun și de eficient și a fost o personalitate importantă în contextul istoric în care Astra a încercat să-și redefinească rolul în spațiul transilvanian și credem că datorită lui Astra este astăzi ceea ce este și este un lucru bun tot ceea ce a făcut dânsul și sperăm că va rămâne într-o formă sau alta în colaborare cu Astra. Ne-l dorim pe domnul profesor Acu și experiența dânsului, la fel cum dorim și experiența altor oameni din despărțăminte să fie pusă în slujba dezvoltării culturale a poporului român din Transilvania și nu numai, și din alte părți, pentru că acum Astra și-a reorientat o parte din activități înspre Basarabia și asta este extraordinar. Dar istoria merge mai departe. Și mergem mai departe cu evenimentul pe care îl pregătești, domnule președinte, al Astrei Sebeș. Pe care ne străduim să-l pregătim. Este vorba despre adunarea generală a Asociațiunii Astra, cea de 114 adunare generală, care va avea loc în intervalul 18-20 septembrie 2010. Este vorba despre o reuniune a delegațiilor tuturor despărțămintelor din țară și străinătate, pentru că Astra are filiale dincolo de granițe, în Republica Moldova, în Ungaria, în Serbia și în Bulgaria. Și acei colegi vor participa la adunarea generală. În fapt, adunarea generală este forul decizional al Asociațiunii Astra. Adunarea generală hotărăște înființarea sau desființarea despărțămintelor, hotărăște sau respinge acceptarea candidaturile unor personalități în structurile Astrei. Sperăm că ne vom ridica la nivelul adunărilor pregătite de colegii noștri din despărțămintele județului Alba, pentru că, așa cum bine știm, ultimele patru adunări generale s-au desfășurat pe raza județului Alba, la Alba Iulia, la Câmpeni,
la Aiud, iar a patra va fi la Sebeș anul acesta. Este un an extrem de important pentru noi ca și organism, asociație culturală. Este anul în care ne vom alege o nouă conducere. Cred și eu că domnul Acu a luat cea mai înțeleaptă decizie în momentul în care și-a anunțat retragerea la adunarea generală de la Aiud. Eu sper din tot sufletul ca aceasta să nu fie o retragere definitivă, pentru că mi-aș dori ca domnul Acu să aibă în continuare un cuvânt greu de spus în gestionarea activității astriste, cu condiția ca alături de domnia sa să aibă un tânăr care să asigure continuitatea asociației și să contribuie la înnoirea mesajului asociației, pentru că trăim în secolul vitezei. Asta am vrut să zic, că este necesar să vină și membrii de rând, din rândul tinerilor. Absolut, absolut. Trăim în secolul 21, în secolul vitezei, în secolul internetului și noi trebuie să ne înnoim, să ne ajornăm discursul cu care ne prezentăm în fața oamenilor, pentru că de acest discurs depinde însă soarta asociației și soarta viitorilor membri. Noi trebuie să ne reorientăm înspre tineri, înspre tinerii elevi, înspre tinerii studenți. Doar aceștia pot da un suflu nou mișcării astriste. Pentru că nu poți să faci schimbare între noi, fie vorba și telespectatorii dumneavoastră, nu poți să faci schimbare cu oamenii care au condus Astra până în momentul oameni, de față. Așa este. Trebuie să vină oameni noi, oameni tineri, care să dea adică, un suflet nou. Adică trebuie să existe astriste. Etape și în viața acestei asociațiuni, așa cum există etape schimbul de generație, exact. În tot ceea ce se realizează măreț. Nu poți să realizezi ceva măreț continuând pe aceeași linie pe care ai mers până la un moment dat. Zic bine, părinte. Da, eu sunt de acord. Noi, cel puțin teoretic, biserica este de acord. Și practic ne străduim să fim. Când va fi întâlnirea? În 18-19-20 septembrie 2010 este, dacă vreți, un an cu o dublă semnificație. Și nu întâmplător am insistat ca Sebeșul să fie punctul de desfășurare al adunării generale. În primul rând, avem adunarea generală, care va marca, așa cum am spus, o schimbare în destinele asociației, dar se împlinesc totodată și 150 de ani de la înființarea primelor filiale, primelor despărțăminte astriste. În anul 1869, la Șomcuta Mare, la adunarea generală, s-a hotărât înființarea primelor despărțăminte astriste, pentru că cei care conduceau atunci destinele asociației au realizat faptul că Astra nu poate activa dintr-un singur centru. Dintr-un singur centru ar fi fost o asociație izolată, dar din mai multe centre, din mai multe puncte de activitate și-ar fi putut extinde sfera de influență, să-i spunem. Astfel, la Șomcuta Mare s-a hotărât înființarea primelor despărțăminte, care au luat naștere în primăvara lui 1870. În 1870 s-au înființat primele patru despărțăminte. Este vorba de despărțământul de la Sibiu, despărțământul central, despărțământul Brașov, despărțământul Făgăraș și despărțământul de la Sebeș. Deci este o sărbătoare dublă pentru noi, pentru că vom sărbători și aniversarea celor 150 de ani scurs de la înființarea despărțământului Sebeș, despărțământul 4 Sebeș, cum era consemnat în documentele epocii, și sperăm ca până atunci, tot în colaborare cu Părintele Maxim, să edităm și un volum în care să prezentăm parcursul celor 4 despărțăminte astriste, primelor 4 despărțăminte astriste de la care a până pornit. Atunci sper și eu să ne mai întâlnim, să avem un program cât de cât creionat, pentru că încă este prea devreme să vorbim de un program deja fixat. Și pentru că a trecut o oră ca un vis, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Părinte Maxim, abia așteptăm să încheiați cu bine studiile la Roma și să vă avem mai des aici alături de noi. Mihai Groza, îți mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru faptul că ni l-ai adus pe Părintele Maxim alături de telespectatorii noștri. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc să vă îndepliniți toate gândurile și dorințele dumneavoastră. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă spunem la revedere și să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!